Elena Udrea și Alina Bica au intrat în vizorul presei din Costa Rica. Ce poze au pus cu Udrea și ce au ales să scrie despre românii fugari foto? Publicația Diario Extra difuzează un articol intitulat Românii fugari aleg Costa Rica drept refugiu, referindu-se la Elena Udrea, despre care afirm că este o femeie foarte controversată în cara ei, amintind ce este fost ministru, sublinierei ce este acuzat de corupție. Articolul, care invoc sublinierei presa din România, o menționează sublinierei pe Alina Bica. Costa Rica sublinierei Madagascar sunt separate de mii de kilometri sublinierei de multe ore de zbor cu avionul, însă o particularitate care atrage românii care încearcă să fug de justiția din cara lor, niciuna nu are tratat de extradare cu România, scrie autorul articolului din publicația din Costa Rica, precizând că tocmai de aceea Costa Rica a devenit o destinație de aur pentru politicienii din statul balcanic, sublinierei ce cel mai recent caz este al Elenei Udrea, fost ministru al turismului, despre care afirm ce a fost acuzat de trafic de influență, sublinierei ce a cerut azil politic. Articolul, care preia informații din presa din România referitoare la acuzațiile aduse lui Udrea sublinierei la extradarea acesteia, o menționează sublinierei pe fosta sublinierei FDI Cot, Alina Bica, scrie News. Materialul este ilustrat cu două fotografii ale lui Udrea dintr-un pictorial pentru The One, precum sublinierei cu o altă imagine, difuzat de un tabloid, în care Udrea este în costum de baie. Comentariul care le însoce subliniere te fiind Elena Udrea este o femeie foarte controversată în cara ei.